În ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean din Mehedinți au continuat activitățile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale în vigoare pe timpul stării de alertă. Polițiști și reprezentanții instituțiilor cu atribuții de control au desfășurat activități de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizitat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au continuat activitățile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale în vigoare pe timpul stării de alertă. Astfel, în cadrul acestor acțiuni au fost derulate activități de verificare atât în mediul urban cât și rural, fiind verificate peste 900 de persoane și controlate peste 45 de societăți comerciale. Astfel, au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, în valoare de peste 13.500 de lei. Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale în contextul pandemiei de COVID-19. Facem precizarea că evenimentele de tip nunți, botezuri sau mese festive sunt interzise. Recomandăm tuturor să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri. Astfel, în cadrul acestor acțiuni au fost derulate activități de verificare atât în mediul urban cât și rural, fiind verificate 900 de persoane și controlate peste 45 de societăți comerciale. Au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 13.000 de lei, iar în trafic au fost verificate peste 190 de mijloace de transport persoane.